Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, Kiril, nu mai vine în Republica Moldova, deși urma să ajungă la Chișinău pe data de 27 octombrie. Patriarhul și-a contramandat vizita. Anunțul a fost făcut chiar de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, la invitația căruia urma să vină capul Bisericii Ortodoxe Ruse. Șeful statului spune că o nouă dată urmează a fi stabilită cu Patriarhul săptămâna viitoare, când Igor Dodon va pleca într-o vizită oficială la Moscova. Potrivit agendei, sâmbătă Patriarhul Kiril urma să oficieze un serviciu divin la Catedrala Nașterea Domnului. Din De asemenea, duminică urma să viziteze orașele Comrad și Bălți.